În scrisoarea semnată de către Caroli Borbeli, secretarul de stat în Ministerul Economiei, se vorbește despre preluarea rafinăriei Arpechim de către Olkim ca soluție acceptată de Ministerul Economiei în calitatea sa de acționar majoritar la compania vulceană. Principalul scop al acestei abordări este de a menține în funcțiune industria petrochimică din România prin pilonul său principal, care este Olkim S.A., precum și de a asigura reluarea activității rafinăriei și prin aceasta repornirea la întreaga capacitate a tuturor instalațiilor petrochimice de pe platforma industrială de la Râmnicu-Vâlcea și de la Pitești. În plus, în acest fel, privatizarea Olkim S.A. va avea ca obiect pachetul de acțiuni majoritare la o companie cu un înalt nivel de integrare. Reprezentantul guvernului în teritoriu se teme că interesele OMV Petrom nu sunt pe aceeași linie a menținerii activității rafinăriei. Eu am spus-o și repet, guvernul și Ministerul Economiei fac absolut toate demersurile. Singura mea nesiguranță este dacă intențiile nedeclarate, cel puțin public sau oficial, ale celor de la OMV, nu sunt, ca indiferent de situație, să ajungă să dezafecteze aceste capacități. Prețul mare care descurajează investitorii ce vor să cumpere rafinăria este un semn din care autoritățile trag concluzia că OMV-ul nu este interesat să vândă.